În anul 2013, dintr-un total de 12 zile libere declarate prin lege, 8 sunt în cursul săptămânii și 4 în weekend. Angajații vor avea zile libere pe 1 și 2 ianuarie pentru anul nou și pe 1 mai pentru ziua muncii. Nu vor merge la serviciu nici în primele două zile de Paște, de Rusalii și de Crăciun, dar nici pe 15 august de Sfânta Maria, pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei și pe 1 decembrie de Ziua Națională. Acestea sunt 8 din cele 12 zile libere, pentru că restul pică oricum în weekend. Bugetarii care au avut zilele de 24 și 31 libere prin dispoziția guvernului vor recupera pe 12 și 19 ianuarie. Legislația muncii este dură cu angajatorii care încalcă salariaților dreptul de a beneficia de zilele libere acordate de stat. Amenzile pentru angajatorii care nu acordă zilele libere legale sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Revoltele din Siria dintre civili și forțele de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad au înregistrat până acum peste 45.000 de morți. Peste 30.000 dintre aceștia sunt civili, motiv pentru care criza umanitară în Siria se accentuează. Crucea Roșie din România nu poate rămâne indiferentă la această situație și lansează un apel pentru Siria. Reprezentanții Crucii Roșii îi invită pe toți cei care vor să sprijine acest apel, companii, oameni de afaceri, organizații guvernamentale, dar și oameni de rând, să doneze bani sau produse. Sirienii au nevoie de apă, alimente, saltele de pat, pături groase de iarnă, articole de igienă, dar au nevoie și de bani. Contribuțiile financiare se pot face online pe site-ul cruciaroșie.ro sau în conturile bancare deschise de Crucea Roșie Română la BRD, Piața Romană, București. Foarte multe cadre didactice, din dorința de a obține performanțe la clase, își supra-solicită elevii prin participarea la fel și fel de concursuri și olimpiade. Acest lucru duce inevitabil la situații în care elevii nu mai dau randament și obțin rezultate proaste la învățătură. Pentru a evita acest aspect, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o notă prin care solicită evitarea organizării unui număr foarte mare de competiții școlare într-o perioadă scurtă de timp. Astfel, în notă se arată că pentru obținerea efectului benefic al concursurilor școlare asupra traseului educațional individual, se va evita supra-solicitarea intelectuală și fizică a elevilor, fenomen care, prin aglomerarea programului, ar putea conduce la diminuarea performanțelor școlare. Ministerul recomandă inspectoratelor școlare și conducerilor tuturor unităților de învățământ să monitorizeze constant calendarul competițional, atât pentru a putea oferi elevilor șansa participării necondiționate, cât și pentru evitarea elementelor de stres la elevi. În notă se arată că toate competițiile se vor desfășura fără perturbarea orarului școlar. De asemenea, ministerul solicită ca elevii să nu fie obligați în nicio formă să participe la aceste competiții, alegerea aparținându-le. Mai exact, cadrele didactice nu au voie să condiționeze acordarea notelor de participare la o anumită competiție. În plus, activitatea de pregătire a elevilor se va desfășura gratuit în afara orelor de curs. Pacienții din spitale nu mai pot fi vizitați oricând și oricum. Ministerul Sănătății a schimbat regulamentul programului de vizite în unitățile sanitare publice. Astfel, bolnavii pot fi vizitați zilnic, însă numai între anumite ore, iar persoanele care asigură paza vor da o declarație prin care se angajează să nu primească niciun fel de atenții pentru a permite accesul în afara programului de vizitare. Conform ordinului emis de Ministerul Sănătății, programul de vizite la spital este de luni până vineri între orele 15:20, precum și sâmbătă și duminică între orele 10 și 20. Conducerea spitalului are obligația să afișeze programul de vizite la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor. De asemenea, actul normativ interzice perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților. Pe de altă parte, un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi poate fi vizitat de maximum 3 persoane, iar în salon pot fi simultan vizitatori pentru cel mult 2 pacienți. Pacienții din secțiile de terapie intensivă pot fi vizitați zilnic doar de membrii familiei, însă la ei nu pot veni mai mult de 2 persoane. În schimb, cei aflați în stare critică sau terminală pot fi vizitați la orice oră, indiferent de secția la care sunt internați.
Fostul președinte al PDL Giurgiu și actualul deputat PNL Marin Anton a intrat în gura presei după ce a devenit din cel mai mare dușman al PNL, aliatul de bază al liberalilor. Marin Anton a părăsit PDL Giurgiu supărat că Vasile Blaga i-a tăiat avântul de la candidatura la Consiliul Județean și s-a orientat către PNL cu sprijinul fostului său, așa zis mare rival Lucian Iliescu, pe care îl alinta prin conferințele de presă cu apelativul Bătrânelul. Tot cu sprijinul lui Iliescu, Marin Anton a ajuns mintenaș vicepreședinte în PNL și deputat de Giurgiu. Pe locul 4 în topul nostru se află retragerea de către PNL Giurgiu a candidaturii lui Dumitru Beianu la președinția Consiliului Județean Giurgiu. Dumitru Beianu fusese desemnat de către PNL Giurgiu și a agreat la nivel central în USL, drept candidatul Uniunii la președinția Consiliului Județean. Însă cum la român, politica se stabilește în spatele ușilor închise, lui Beianu i-a fost retras sprijinul cu doar două zile înainte de termenul limită pentru depunerea candidaturilor. Artizanul acestei mișcări murdare, nimeni altul decât Lucian Iliescu, pe atunci primar și șef suprem al PNL Giurgiu. Intrarea omului de afaceri Nicolae Florian în politică și ascensiunea sa până la câștigarea unui fotoliu de deputat este o altă nominalizare în topul nostru. Nicolae Florian a intrat în vară în cursa pentru primăria Giurgiu și s-a retras în favoarea lui Nicolae Barbu, facilitând astfel schimbarea fostului primar. Ulterior, Nicolae Florian s-a înscris în PSD și a devenit fără emoții deputat în Colegiul 1 Giurgiu, fiind considerat cel mai popular candidat giurgiuvean la alegerile parlamentare. Ascensiunea PPDD la Giurgiu și succesul acestei formațiuni politice la alegerile pentru Consiliul Local Municipal a fost pentru majoritatea giurgiuvenilor o mare surpriză. PPDD a reușit să impună numai puțin de 10 consilieri locali, în condițiile în care statisticile arătau că la Giurgiu popularii se situau cu mult peste încrederea pe care giurgiuvenii o aveau în PPDD la nivel național. Cheia acestui succes se traduce simplu. La locale, giurgiuvenii care au votat pentru Nicolae Barbu au trebuit să aleagă și o formațiune politică care să-l susțină pe Barbu, PPDD fiind o alegere conjuncturală în lipsa altei variante. Cel mai important eveniment politic al anului a fost la Giurgiu înlăturarea fostului primar Lucian Iliescu de la conducerea primăriei și alegerea ca nou primar a independentului Nicolae Barbu. Iliescu era șef peste primărie de 16 ani și a pierdut alegerile în urma unei campanii electorale megalomane și a unor greșeli politice pe care electoratul le-a sancționat drastic. Se spune că cea mai mare greșeală a lui Iliescu la alegerile locale din vară a fost legată de simplul motiv că a mai candidat, în condițiile în care popularitatea sa era în cădere liberă. În primele două zile din 2013, vremea va fi frumoasă, chiar dacă izolat va fi ceață. La Giurgiu se vor înregistra pe 1 și 2 ianuarie 3, respectiv minus 2 grade Celsius. Pe 3 ianuarie, cerul se înnorează în toată țara, cu excepția zonelor de vest și nord-vest. O schimbare a vremii se va înregistra pe 4 ianuarie, când pe teritoriul României va intra o masă de aer polar mai rece, asociată cu ninsori și cu vânturi puternice. În general, luna ianuarie se anunță a fi una în limitele normale pentru România în ceea ce privește regimul termic și nivelul precipitațiilor. Mai cald se anunță a fi în sud-estul țării, dar episoadele de vreme frumoasă vor alterna cu cele de vreme severă, alternanță obișnuită în cea mai friguroasă lună a anului. Alternanța se va păstra și în luna februarie. Temperaturi peste nivelul obișnuit al lunii se vor înregistra doar în sud și sud-est. Din punctul de vedere al precipitațiilor, va apărea un ușor deficit. Deficitul va fi compensat însă în luna martie, când precipitațiile vor fi peste limitele normale, care oricum sunt mai ridicate în comparație cu februarie.